că degeaba, nu știu, degeaba am avea scule de 50.000 de euro, dacă n-am ști să o facem sau nu o facem bine. Nu? Dă-i unui cântăreț nepriceput o chitară de aia cea mai scumpă. Păi nu se cânte niciodată sigură. Și dă-i Dana Florian, dă-i o chitară din comerț de asta. Știi, aici vreau să ajung. Deci, calitatea nu dă... E suficient totuși să avem cât de cât o... N-am zice calitate. Uite acum, dacă vorbeam de chitară... calitatea sau a spune brandul chitarei este una și funcționalitatea corectă este ceea ce ne trebuie. Corect. Adică de ce zic asta? Cât eram un copil mai mic și zic asta că sunt mulți părinți care iau copilor câte o chitară și chitara e proastă. Copilul ăla nu o să vrea să învețe niciodată să cânte la chitară pentru că nu poate folosi. Deci contează foarte mult primul instrument dacă corect e funcțional. Da. Că este un brand sau altul, bineînțeles, aici de multe ori se face diferența, că un, să zicem, o chitară Fender o să aibă o pretenție a brandului să o facă la o calitate decentă. Dar asta vorbim despre chitare. Dacă da. Vorbim despre altceva, vorbim cred mai că, și vorbim la fel. Cred că putem vorbi la fel. Putem sau de instrumente, orice, de da. Orice. E important să aibă funcționarea corectă pe care și-o asumă ca brand. Dar dacă vorbim de instrument, să producă corect și să-i vină copilului sau celui care învață, adultului, oricărui om, indiferent de vârstă, să-i vină să-l folosească și să scoată ce trebuie. Apropo de chitară, m-ai certat în ghilimele când am spus că muzica pe care ai cântat-o tu aseară, care m-a fascinat, deși am recunoscut că nu sunt un împătimit de muzică folk, m-ai certat când am spus că folk. Nu știu, m-ai explicat, în ghilimele am specificat, m-ai citat în ghilimele că nu e folk. Nu știu, cei care te-au, deci telespectatorii TV-ul Bamba Cău te vor urmări, cred că în vreo oră, în tot show-ul de aseară și cu siguranță vor mai fi persoane ca mine, necunoscătoare, care... Eu am spus pe burtier, am scris seară folk la Vila Borghese. Deci a fost sau nu o seară folk? Nu știu, cum ne putem explici? Putem să o numim așa cum vrem, așa cum o vom numi, însă în mintea ascultătorilor și telespectatorilor o să aibă un impact. Și am să mă explic. Pentru că și eu am făcut cercetările mele, m-am dus pe net, m-am dus pe Wikipedia, m-am uitat să văd ce înseamnă folkul. Nu neapărat definit de către români, ci definit la, să zicem, celor care fac Wikipedia. Și eu pot să spun așa, totuși genul folk își are rădăcinile chiar mai devreme de Bob Dylan, că toată lumea a făcut această asociere că Bob Dylan și ce s-a întâmplat ulterior în Woodstock în 1969, cred că a fost, da, ar fi fost prima generație de folk. Nu, am înțeles că există chiar anii 30-40, n-am să fac acum detalii pentru că nici eu nu mi le-am însușit prea bine, dar se poate verifica pe online. Da. Destule materiale care să dea și de fapt însemna ce o muzică cu un mesaj social cântată de oamenii din popor. Da? Da. Bănuiesc că chitara era folosită pentru că de aceea s-a făcut asocierea cu chitara. Clar, adică și eu ca necunoscător, chitara înseamnă folk, în mare parte a ei, nu că doar folk. Acum hai să ne gândim câte genuri folosesc chitara. Păi rock-ul? Așa. Folk-ul? Așa. Dacă ne referim la spaniol, muzica flamenco? Da, muzica latino. Fado? Da. Latino? Da. Tot da, este da, acolo da. Artă la... Deci cred că sunt foarte mulți de fapt. Cred că și la ruși. Da, am văzut de mult. Da. Deci și o să mai vin eu cu un exemplu și anume la francezi. Da, o să revin la treaba asta. Da, pentru că am o mică istorioară. Dar chiar recent, nu rețin numele acelei, eu cântăreați acum recent, în ultimii ani, care folosește mult chitara. Posibil. Nu știu, dar e, parcă o văd în clipuri, am văzut și care îmi plăcea.
se folosește, adică chitara nu e... Deci chitara este un instrument și este într-adevăr ușor de utilizat pentru că îți oferă un acompaniament decent, suficient ca să-ți pună în valoare ce anume mesajul. Exact. Și revenim la muzica folk și la ceea ce am tras eu concluzia că are semnificativ. Și anume, mesajul. Da, foarte important. Deci, eu aseară am înțeles, nu știu, e o muzică cu un mesaj aparte, deci de aia ți-am și recunoscut că m-a atras, mi-a produs o seară magică. Deci, deși muzica asta nu m-a fascinat. Acum să fac o glumă, i-am spus unei tinere la vreo 20 și ceva de ani, deci generația de acum, că muzica folk înseamnă muzică cu mesaj și adică cum adică SMS? Da, e clar un mesaj, deci începând de la titlu chiar, îți ascultam titlul, au piesele tare de aseară și textul, sunt povești, una din ele am înțeles că e explicat că ai și trăit-o, cea cu tata, nu? Nu neapărat eu, sunt povești adevărate, pentru că mesajele acestea și dacă sunt sociale, ele pornesc de la un lucru care ne doare, pe care noi vrem să-l împărtășim celorlalți. De aceea e folk, din folclor, de fapt, în ceea ce poate o fi rădăcină și cu baladele, pentru că tu veneai și povesteai ceva ce se întâmpla, cu sau fără chitară. Apropo, poate muzica italiană din anii, din preclasic și mă gândesc la Veneția și la muzica de acolo și la serenadele care făceau cu chitara sub balconia, că te-ți dau alt exemplu. Da. Și înseamnă, deci, mesaj social. Noi însă când ne referim la folk și la sună sau nu sună folk, facem legătură un picus cu Bob Dylan și cu ce au venit ei în povestea asta, pentru că au adus acest stil country. Și și chitara folk, așa numită acum chitara folk, este chitara care în America este acea cu o formă un picuț mai plină. Deci mai e și o chitară mai specială. Da, acustica, cu corzi de metal, deci nu cea clasică folosită de către spanioli și care sună altfel, și care se folosea, sau bănuiesc că chiar nici nu știu cine a făcut-o, mi-e teamă să spun vreo prostie. Noi acum, într-adevăr, generația de azi ne uităm pe Facebook și pe YouTube. Da. Dar, odată am zis, acesta era ceea ce noi recunoaștem ca fiind folk, stilul un pic country. Da. După care, hai să revenim în România. Cu acest curent, Bob Dylan, John Baez, Woodstock, fenomenul Woodstock, da. Mișcarea lor care a fost legată și de partea de război, deci niște mișcări sociale foarte puternice și un tineret care își dorea cu siguranță să schimbe ceva de dinainte, ia câte că venim în România. Și după anii 70, când și la noi folcul a luat o formă și o amploare... Să nu spuneți că legat de Adrian Păunescu... Nu am să spun Adrian Păunescu, dar am să spun Cenacul Flacăra. Pentru că Cenacul Flacăra... Ulterior crescut de Adrian Păunescu și n-am să fac aici o istorie, pentru că, iarăși, nu mi-aparține și are cine să o facă, dar noi am înțeles un pic, folcul a căpătat o altă semnificație în mintea românului. Că de-aia am spus, ce o să scrieți pe burtieră, aia o să înțeleagă cine ascultă și înainte n-a ascultat. Da. Adică, cei care au crescut cu generația Cenacului Flacăra, cred și sunt convins și au înțeles că folcul, și ca linie melodică, și ca mesaj, înseamnă Cenacul Flacăra. Dacă nu vom mai folosi, poate acum, acea linie melodică, care nici măcar nu cred că seamănă foarte mult cu cea din Bob Dylan, să zicem, nu neapărat, s-a depărtat la un moment dat în anii 80, a făcut un alt stil care era un picuț crescut de cei care au cântat atunci în Cenacul Flacăra, vor înțelege că ăla este folcul. Eu m-am confundat aseară cu o locație a Cenacului Flacăra, hai să nu spun. Așa. Deci eu m-am simțit ca un Cenacul Flacăra, deși n-am urmărit Cenacul Flacăra decât la TV. Deci mie mi s-a părut foarte... Și de asta i-am spus că e folk, muzică folk. Dar ce avea acest Cenacul Flacăra? Și nu numai Cenacul Flacăra. Ce are această muzică? Impactul live da. Este foarte important. Pentru că acest mesaj,
eu am aici vorbit de mesajul social, de textul social. Clipurile, scuze-mă, clipurile nu pot merge la fel de bine ca muzica comercială în genul ăsta muzical, părerea mea. Poate că da. Sunt altceva. Așa este. Deocamdată eu m-am uitat la câteva clipuri de altele și a altora care nu mi-au trezit nimic în mine, pe când aseară împreună cu Virgil, cu domnul Marcel. Vorbim despre în clipurile pe care noi suntem obișnuiți să le vedem și sunt foarte bine făcute comercial, vorbim de fapt despre film acolo. Clar. Ori noi nu ne propunem să facem film. Tu îți propui să faci un mesaj, ori mesajul tău, că este un mesaj social, că vrei să atragi atenția asupra unor lucruri, sau că vii și cânți poezie. Că am vrut să ies un picuț din zona socială și am vrut să intru în zona de poezie, pentru că cenaclul flacăra, cenaclu, când spui cenaclu, te gândești mai mult la poezie decât te gândești la, muzică socială. Da, dar erau poezii, eu mi-aduc aminte că erau poezii. Poezie, exact. Cred că acum noi avem o mare problemă cu poezia, din păcate, și nu numai noi români. Cred că nu mai avem deloc. Am să spun, nu numai noi românii, și am să și justific de ce, pentru că de două săptămâni am fost într-o mică excursie în Franța să-mi văd un prieten și care și el cântă și care cântă cu chitara, și când l-am întrebat, mă, tu cânti folk? Zic că nu, eu nu cânt folk, eu cânt chanson. Ca să spun că nu neapărat cântăm folk atunci când luăm o chitară. Avem o chitară. Am văzut pe altcineva acolo într-un mic spectacol cu un acordeon, deci poate să fie și un alt instrument, și la fel de frumos cu un text poetic și cu un mesaj. Asta e mesajul, către... eu așa am perceput, deci muzica asta pe care muzica cântat... asta trebuie să-ți lase o amprentă, să te facă să te gândești, că așa este și poezia. Deci chit că e o poezie bine făcută a cuiva, care e poet și știe că-l doare și vrea să spună, că de-aia poetul e poet, pentru că în el răsună cuvintele, îl creează ceva. Ia ceva, eu m-am uitat, am stat aseară colindele, de fapt au fost unul mai lung, unul mai scurt, sau așa am perceput eu, da? Au fost două chestii legate de colind. Era o mică glumă și o glumă, cu atingere, așa, bineînțeles, o satiră. Da? A fost wow, adică a fost ceva altfel decât, nu știu, poate că un colind clasic, normal, îl ascultam cu o altă plăcere, nu știu. E altceva. Pentru mine, da, e altceva. Ei, de asta spun că muzica pe care o cânt e altceva. Cu siguranță prinde mai greu la publicul de astăzi. Hai să vedem. De astăzi care poezia, cartea, deci discutăm despre lucruri care în România n-au dispărut, dar... Dar nu numai în România, asta ți-am spus, toată lumea se plânge de o penurie, de inspirație poetică, lumea nu mai are răbdare, nu mai vrea, nu mai știe să creeze metaforă. Tinerii nu mai știu de poezie, deci eu de asta mă tem și... Aici, aia spun. Pentru că, să spun de ce, pentru că foarte mult din ideea de a aduce ceva nou s-a propagat estetica urâtului. Da. Dacă vorbim despre cenaclu și anii 70 și acele poezii care îmbinau și mesajul social și mesajul de dragoste, atât de frumos îmbrăcat, și nu era numai România. Și Franța avea aceeași frumusețe. Eu mai știu și ceva franceză și am fost atentă la versuri. Am ascultat și Gilbert Bécaud, nu știu, și am rămas, zic, Doamne, de ce atunci n-ascultam? Pentru că eram tânăr, probabil. Eu aș spune că cei tineri, cu precădere cei tineri ar trebui să asculte. Mesajele astea mai degrabă pentru tineret le-ai avut. Da, eu aseară, versurile pentru tineri cumva au fost. Și le-am făcut pe stilul lor, pentru că, noroc, am făcut tânără și cumva a fost o colaborare ca să-mi dau seama ce vor. Apropo, ce vrea tineretul? Sau ce vrea publicul tău? Ceea ce-i dăm. Mulțumesc de răspuns. Da. Pentru că dacă aș face compromisul să-i dau ceea ce cred eu că el vrea, pentru că asta se ascultă, ajung iarăși în estetica urâtului. Da. Deci, adică ajung în acel comercial. Exact. Și eu mi-asum. Uite, aseară noi am mai avut aici o discuție cu Marcel Bălan și cu
la un moment dat, cu o recomandare pe care a făcut-o Vali Răcilă să-și cânte cântecele. Păi, na, nimeni nu le cunoaște. Și cum ai vrea să le cunoască vreodată, dacă nu le cânti? Da. Bune, rele, proaste, este muzica pe care ai făcut-o tu, pe care abia aștept, în momentul în care ai făcut un vers și un cântec, abia aștept nici n-ai răbdare cu el de multe ori. Ești întotdeauna un copil, creatorul e un copil, dar abia așteaptă să-l arate cuiva, să vadă ce a făcut. Place, creează un efect, ne place? De ce? Pentru că tu ai vrut să spui ceva. O împătimită a muzicii de genul ăsta, chiar simt și aseară și acum, simt că parcă trăiești așa, adică e o chestie foarte... Și iată, îmi spuneam de folk. Deci după ce am trecut de Cenaclu, am înțeles că muzica Cenaclului Flacăra era muzica folk. Bun, da. Dacă acum întreb pe cineva din generația poate 30-40, o să spună că folk înseamnă fără zahăr și iadamile. Da. Care i-au venit ulterior și au făcut o diferență cu o muzică de satiră. Și nu să mai... Deci aceste generații nu... se vor duce să-ți spună Cenaclu, nici măcar nu mai știu printre ei despre Cenaclu, s-a șters. Nu că nu mai știu, dar nici n-au auzit, nu știu. Au refuzat, pentru că nu s-au mai regăsit și nu e nimeni de condamnat pentru... lăsând la o parte că partea de media, deci televiziunile și radiourile, au făcut și ele aici o schimbare. Nu o comentez, dar cu siguranță, schimbările care au fost făcute acolo au influențat să nu se mai ajungă. Din ce motive? Unde putem asculta muzică de genul ăsta? În primul și în primul rând, live. Bun. E așa de frumos. Ce ai spus tu? Când ai venit și ai văzut și că era, puteai să mă vezi online am urmărit, și nu era același inclusiv lucru. Și clipul pe care ai cântat aseară în background, acel clip, nu că mi-a plăcut enorm, nici că mi-a desplăcut, dar altfel l-am trăit aici, deci crede-mă, deci, când ai început să cânti cu clipul pe spate și am văzut că trăiai acea melodie, e altceva, nu știu, mai, dacă e corect spus, mai apropiat un pic de genul ăsta muzical. Și care, apropo, probabil că lumea acum o să creadă că ceea ce cânt eu este folk, și atunci folk-ul este o mare formă artistică de expresie. Da. Până la urmă, de text bun cu mesaj, nici măcar n-am să mă feresc să-i spun poezie, pentru că și aici diferența dintre o poezie pe care un poet își pune semnătura și acel poet este recunoscut ca poet și are metaforă și are tot ce îi trebuie, și textul poetic sau textul care ne transmite o idee cu care noi plecăm și ne gândim la ea, această formă artistică muzicală este marele folk, cum îi zic eu, unde tu vii și cu felul în care tu poți să te exprimi, mai jazz în cazul meu, sau poate nu, aseară am cântat mai jazz, pentru da, am simțit asta, chiar... Și n-am nicio justificare pentru asta. Așa simt, deci tu cânti exact. N-am nicio justificare, simți, exact. Dar vreau să te întreb, de când? De când te știi sau cum îi spune? Jazz nu când, de când mă simt, dar... De când cânti? De când mă știu. Eram sigur că se spui treaba asta. O să spun, de când mă spăla mama la 3 ani și intra apă în ochi și eu cântam să... Și pe treacă. Scenă, adică pe scenă, cu publicul, de când? La public am revenit în momentul în care și... Am să fac aici în momentul în care am simțit că am ce spune lumii. E adevărat că pe la 20 de ani am fost la un festival, la începutul festivalului Om Bun, după care n-am mai fost, pentru că n-am mai simțit că am ce spune cu adevărat. Și de ce spun asta? Pentru că este, aici am să-l citesc pe Ovidiu Mihăilescu, folk înseamnă și atitudine. Atitudinea folk, adică când tu ești tot timpul, nu rebel și nu neapărat răzvrătit în sensul acela de a contesta tot ce e în jurul tău, ci de a fi atent la tot ce este în jurul tău și de a prelua
celorlalți bucuria, necazul. Tu ai o reflectare în tine. Am zis, poate nu-i povestea mea ce am trăit eu, poate a trăit altcineva. Da. Dar în mine acel lucru s-a oglindit și am simțit că asta trebuie să o spun. Și eu am perceput-o ca fiind pe undeva, zic eu înțeleg că a trăit cumva. N-aș putea să spun tot ce trăiesc eu sau fine. Așa am perceput eu. Toate melodiile tale de aseară, că vorbeai despre bucurii, necazuri, răzvrătiri sau a fi rebel, melodiile au fost foarte diferite într-un fel. Deci le-au avut cam de toate. Ai cântat și despre necazuri, despre bucurii, despre, nu știu, eu așa le-am citit. Și nu asta este viața? Da, ok, da. Deci nu despre asta este vorba, de fapt. Da, deci te-ai dus în toate direcțiile. Nu e muzica pe care o cânti, nu e vreo răzvrătire împotriva, nu e curent de ăsta fix. Adică nu este răzvrătire. Bine, am și eu momentele mele de răzvrătire. Există în toate o vulnerabilitate creatoare și este normal să fie așa, pentru că înseamnă să ai curajul să arăți acele lucruri și să te expui. Apropo de live, am început să cânt live și să vin pe scenă când mi-am dat seama și eu că trebuie să comunic. Dar nu un trebuie acela impus de cineva, ci pentru că eu l-am simțit, n-am cum să explic mai mult de atât. Ți-a plăcut franceză, adică am urât întotdeauna, nu știu, sunt foarte mulți în ziua de azi care spun că nu le mai știu. Mai degrabă engleza, nu știu, nu, franceza e și o limbă mai grea cumva, adică ca pronunție, care e mai greu. Am să spun ceva, cred că foarte mult constă, și nu cred, sunt absolut convinsă că un profesor face diferență. Știu ce, da. Așa că eu mulțumesc și urez sănătate profesoarei mele, Magdalena Oprea, care a știut să ne apropie, numai pe mine, dar mulți. Și nu eram într-o clasă în București, eram la țară. Și am iubit așa de mult cu toții franceza, pentru că acest profesor era de omenie și de un dar desăvârșit. Contează, bă, profesorul, modul lui de a preda. Și cea de muzică la fel. La fel. Și de matematică, probabil, și de fizică. Dacă nu, ceea ce mă privește, adică aceste două profesoare, nu numai, toți profesorii, da, exact. Și de română s-au pus amprenta. Nu știu, în muzică ai mers cumva spre conservator, spre facultate? Nu. Nu, pentru că eu am trăit niște vremuri care... Atunci să fii dat la conservator însemna foarte mult și contextul nu te încuraja. Așa că am fost încurajată pentru o activitate practică, pragmatică, și anume economie. Și, de la economie la minor, la major, ce îmi spunea aseară. Deci poți să studiezi la minoarele din țară la geografie economică. Nu, dar e un contrast, nu? De la economie la minor. Nu e niciodată un contrast în nimic. Pentru că muzica este ceva care este ai noi. Studiat. Da, bineînțeles. Oricum, n-am uitat-o niciodată din școala generală, lucru care, iarăși, acum lipsește probabil cu desăvârșire în majoritatea. Păi, muzica predată și învățată în școala primară te ajută, adică te poate ajuta să poți profesa în meseria asta, nu știu. Dacă un profesor îți aduce, de exemplu, un xilofon, să zicem, ca să te joci cu el și tu devii interesat, dacă prin clasa 5-a, 6-a, când aveam noi solfegiile acelea micuțe, tu te străduiești pentru că îți place și faci, dacă profesorul respectiv îți arată ce înseamnă muzica clasică, ce înseamnă un autor sau altul, și de fapt iubește ceea ce face, și bineînțeles dacă și tu ești oarecum înclinat spre acest lucru să-ți placă, da, în cazul meu s-a întâmplat. Că eu observ ca necunoscător că mulți se duc, deși sunt artiști pe o pantă bună, se apucă de conservatori. Că vezi, Doamne, nu știu, îi ajută, probabil, nu știu. Acum lucrurile s-au schimbat. Școală de canto, profesor de canto. Și da, eu iarăși văd un lucru și mă bucură să văd că acum nu mai suntem în acea eră în care trebuia să fim industrializați și să facem parte dintr-un sistem și să producem pe un sistem bine pus la punct, și asta era. Deci șansele în artă erau mult mai dificile. Clar.
Dar probabil că de aceea arta a înflorit atât de mult în underground. Am fost însetat, practic, poporul român a fost însetat de artă. Acum este ofertă mare și parcă s-a diluat așa tot. Știi? Parcă e oferta da, dar din păcate, din toată oferta asta, e fix ca la marketerul astea care îți oferă foarte puține produse de calitate și în mare parte prea mult comercial. Să știi că și asta o să facă o reacție, eu sunt liniștită. Și asta se va întâmpla, să producă reacții, așa cum au apărut oameni care vin și schimbă. Dacă deja eu am auzit oameni care spun, ne-am săturat de atâta frumos de urât sau să ni se spună că urâtul e frumos și vreau acel frumos care e frumos, deja pentru mine este un om cu un mesaj care caută și cheamă frumosul. Așa că, nu știu dacă eu voi mai trăi sau noi vom mai trăi în acele timpuri și cum se vor schimba, și nu știu cât, cu siguranță le vom putea influența, dar prea mult din ceva va cere exact, poate altceva. Fi în avantajul. Întotdeauna s-au întâmplat lucrurile așa. Spuneai despre profesoara de muzică de franceză care ți-a îndrumat pașii cu o chestie faină. Ei, la fel se întâmplă și cu voi artiștii, care, ca și profesorii, dacă știți să ne dați muzica, să ne o oferiți într-un mod mai frumos, mai plăcut, noi ne apropiem mai ușor de ea. Nu crezi că putem compara? Asta am înțeles eu, ba da. În 2015 asta am înțeles eu, cât de mult m-au influențat. Și nu că am înțelesese mai demult, dar mi-am asumat. Pentru că e și o problemă de curaj, să-ți asumi că asta trebuie să faci. Indiferent cât în jurul meu se spunea că e prea târziu, că nu mai e ce a fost, eu cred că nimeni din lumea asta nu trebuie să-ți spună că n-ai voie să faci ceea ce tu crezi că trebuie să faci. Ai o bucățică de responsabilitate. Exact, pentru tine, pentru... De aceea ești lăsat. Pentru că ești, pentru asta ești lăsat. Și tu știi că trebuie să faci acel lucru. Știu că am fost la Casa Memorială din Hovița lui Constantin Brâncuș și ne povestea cine era acolo, că el a plecat la 11 ani de acasă. De ce a simțit el nevoia să plece la 11 ani de acasă? Da. Da, nu am să răspund. Doar las lumea să se gândească că ceea ce este menit și dacă tu ți-ai ascuns ceea ce este în sufletul tău, asta e ce ai de făcut. Și ca să ne întoarcem la partea artistică, da, nu numai în mine și în atâți oameni, noi trăim cu o muzică, trăim cu cuvinte, trăim cu artă. Aceste lucruri ne influențează. Eu pot să spun că felul meu de a fi și de a simți au fost clar influențate de un Florian Pitiș. Florian Pitiș. Da, da. De ceea ce pe mine în liceu m-a bucurat și m-a influențat foarte mult. Da? Și așa că, așa cum eu am fost atentă și am rezonat cu niște lucruri, cu siguranță și copiii din ziua de astăzi vor fi sau nu influențați. Marea noastră luptă, nici măcar nu cred că este cu sistemul politic care totdeauna peste tot este așa cum este și nu numai la noi în țară. Da. Corupția este peste tot și avem totdeauna de spus despre asta. Dar este vorba de această comercial care ne mănâncă. Vorba de educație, adică noi avem nevoie de un pic de educație, pentru că numai așa vom putea lupta cu acel sistem. Și de cine depinde? Depinde de profesor, depinde de artiști, depinde de... Și de părinți. Toată lumea asta, și de părinți. În primul rând de părinți, de deschiderea pe care tu acasă o ai cu copilul tău și văd lucruri bune. Atâta vreme cât părintele și copilul sunt împreună și se bucură de un lucru și îl duc mai departe, da, eu dacă îl voi, dacă eu îl voi îndrepta pe copilul meu către parizerul cel mai ieftin să-l cumpere din magazin, azi, mâine, poimâine, da? Noi cumpără-l pe ăla că e mai ieftin. El așa va, nu? La asta de credință.
Fac niște comparații, înțeleg ce vrei să spui. Dacă tu îl pui în fața televizorului, corect, și ca să scapi de ele, da, mai pui și tableta aia în față, că două ore va, exact, o să tacă din gură și te lasă pe tine, da, în pace, și el se uită, n-am să spun ce, la ce, ca să nu facem niciun, da, fel de reclamă, dar este, uneori am văzut, este chiar mamorii pilat de ce muzică ascultă copiii de 7, da, ani, da, și trebuie totuși să spun că anumiți părinți, nu părinți, anumite staruri, da, din muzica pe care o ascultăm noi online și la radio, dar mai ales online YouTube, mare pericol, da, sunt făcute pur și simplu cred că nu-ți mai rămâne minte în cap. Te rescriu complet. Și se adresează și au foarte mare impact la copii de 7, 8, 9 ani. Eu lucrez cu copii la, de învăț chitară în ciclu primar și vin la mine și îmi spun, Doamnă, încă o dată, n-am să spun ce, pentru că chiar nu-mi doresc, da, niciun copil, nici măcar să dea un click pe acele clipuri, apropo, clipuri făcute foarte bine, cu multe lumini, cu multe personaje, dar care au un mesaj atât de grotesc. Păi de nici desenul animat, deci ați observat, da, da, desenul animat. E foarte periculos. Astea sunt. Și eu spune că noi luptăm, de fapt, cu o industrie care nu înțeleg. Dar noi am produs industria asta. Noi am lăsat-o să și spunem, de pe vremea lui 95, când au început să apară televiziunile comerciale, și bine că sunt, dar le-am spus, nu-ți place, nu te uita. Corect, dar prea mult, totuși, cred că avem mult prea multe, dacă și derulăm facem din... Chiar nu știu cum să facem diferența. Nu știu, poate că ține și de educația părinților puțin. Pentru că nu o să-i poți să-i ceri, nu știu, n-aș vrea să jignesc, nu știu, într-un satele astea mai sărăcăcioase din Bacău, dau un exemplu, unde săraca mamă nici de preconcepție n-a auzit, da? Către ce să-l îndrume pe acel copil? E greu, nu poate să-l îndrume către Florian Pini și către Dana Florian, nu, da? Absolut, nu. Deci e greu, pentru că acea familie... Îl îndrume să-și găsească existența, în primul rând. Exact. Să-și susțină existența. Deci sunt și e acea pătură socială cu mai puțină educație și de la care nu prea putem avea pretenții. Dar nu cred că acolo ne referim. Vrei să spun unde băteam eu? Știi de fapt cine câștigă? Întotdeauna. Banul. Din păcate. Da. Și banul dictează, o spun, pentru că dacă în ziua de astăzi televiziunile dau ceea ce vor să dea, este pentru că cine dă banul, acela o să, exact, dea ceea ce își dorește. Dacă un clip anume câștigă și își face promovare, de ce n-ai auzit de Dana Florian și de ce n-ai auzit unii de Florian Piti și așa mai departe și de atâția artiști care sunt extraordinari și senzaționali, da, și spun lucruri frumoase? Pentru că nimeni nu investește în așa ceva. Pentru că acest lucru nu produce bani. Trezirea conștiinței nu produce bani. Corect. Deci, începând cu politicul și până la mass media, nu mass e interesată media, exact, de a promova cultura. Și, de fapt, nu, lupta cea mare este, de fapt, împotriva acestor lucruri. Cine cu cine se luptă? Mai nu sunt deci aici nici măcar nu sunt într-o promovare, cum să spun, nu. N-am de gând să câștig o funcție, da, politică, deci așa că nu o să fac. N-am nicio soluție. Și deși actorii în această piesă de teatru nu-i cunoaștem. Nu știm cine se lupte, cu cine se lupte. Nu știu, unii vorbesc cultură, de conspirație, alții vorbesc de... Ce să zic? Toți urlăm în gura mare că vrem cultură, vrem educație, vrem mai mulți. Bun, și nu facem nimic pentru asta, adică... Singurul lucru pe care poți să-l faci ca om... Uite, am să zic, mi-a plăcut o mică anecdotă, am citit-o, ci că ar fi dintr-o istorioară africană. Când o pădure era în flăcări, da, și toate animalele fugeau să-și salveze viața, o pasăre mică cu apă în cioc se ducea către pădure și leul o vede. Ești nebună, ce crezi tu că ai să salvezi ceva? Și a răspuns, eu mi-am făcut partea.
Da, sunt mesaje, vezi, tu te legi mereu, pentru că de asta și când genul ăsta muzical, ai niște mesaje frumoase și... Asta noi putem să facem, să ne asumăm. Știm că o facem, cum să spun, că banii nu se mai investesc în acest lucru. Da. Știm că, pentru că nimeni, încă o dată, nu cred, nimeni nu-și dorește trezirea conștiinței, pentru că asta nu produce bani sistemului. Eu îmi doresc ca voi, artiștii de genul ăsta, nu știu, voi ar trebui să luptați mai mult pentru a-i scoate în față muzica asta, genul muzical și arta, că e o artă totuși. Și cum ar trebui să luptăm mai mult de atât? Nu știu, de asta spuneam, nu știu, promovat, dar iarăși ne întoarcem în același cerc. Cine să o promoveze, că nu e nimeni interesat. Toate lucrurile care s-au făcut se fac din curaj și restul este și o treabă de noroc. Adică faptul că astăzi cineva o să se uite la un lucru. Da. Poate că mai departe o altă... Corect. O altă placă de domino o să cadă peste altceva și așa mai departe. Da. De asta noi s-ar putea să se schimbe. Noi la TV Bambacău am încercat și suntem pe un drum, am plecat pe un drum pe care vrem să promovăm și vrem să arătăm, să afișăm astfel de lucruri. Chiar dacă nu prinde cu un impact de la wow ca la scandaluri, că dacă vom chema într-o emisiune doi tineri care s-au bătut aseară, crede-mă, am face un... Știu. Ei, noi am hotărât, măi, hai să avem impact de 100 de ori mai mic, puțin, dar să promovăm ceva, pentru că noi, chiar noi cei care construim acolo, ne-am săturat de toate lucrurile astea și vrem să promovăm bucățelele astea mici, chiar dacă nu au impact, că nu au impact uriaș. Avem, de exemplu, o emisiune despre istorie a unui domn profesor la noi, care nu are un impact wow, dar haideți să vorbim și despre istorie, că am uitat. Ce? Hai să ne gândim la un lucru. Întotdeauna, în orice societate, pătura intelectuală și pătura de oameni care sunt de cultură nu este mare. Nu. În general, vorbim de o masă mare de oameni care trebuie să-și trăiască viața cu ale lor probleme. Oameni creștini, vorba aceea, oameni cu bucurie și cu iubirea de viață și cu posibilitățile pe care le oferă socialul, da? Și vorbim de o pătură de care trebuie în principiu să avem grijă. Pentru că dacă această pătură pleacă mereu și mereu și mereu și nici din afară nu face ceva, pentru că de plecat s-a plecat și în secolele trecute, da. Dar dacă nu se face pentru acea comunitate, n-am să zic acum neapărat românii, încă o dată, întotdeauna există migrații de populații în toată lumea asta. Ne gândim la America formată din... Da, de corect. Deci n-am să zic, vai, ce ni se întâmplă nouă. Eu nu plâng de milă. Eu nu plâng românilor de milă și nu plâng altei generații, altei națiuni de milă, pentru că cred că cel mai rău lucru este să-ți plângi de milă și cred că poporul ăsta prea își plânge de milă. Vine un străin și nu mai știu să-i spun ce mi s-a întâmplat mie. Ce ți s-a întâmplat, da, frate? Trăiești, iubești, ai niște oameni extraordinari care fac cinste în toată lumea asta cu invenții și așa mai departe. Ce ți s-a întâmplat? Trăiește-ți viața, apropo de capra mea. Da, foarte interesant. Foarte interesant. Deci nu-ți mai plânge. În primul rând, ce poți să faci? Să încetezi să-ți plângi de milă. Ia o carte, citește. Și fă ceva. Fă ceva. Fă ceva. Uite, azi am aflat de o carte, am aflat de un nume. Dumitru Zaharia, care a fost profesor și a scris de istoria Bacăului. N-am știut până acum. Azi am aflat un lucru în plus pentru mine. Oricând, în orice zi pot să aflu și așa mai departe. Și acea carte citită îți ajută. Poate o citesc, poate nu citesc, știu deja un lucru. Știu, da, ceva. Orice informație în plus îți îmbogățește. Pentru că sunt interesată și pot să spun altcuiva. Și am să spun iarăși un lucru care pe mine m-a bucurat enorm și n-am crezut că mai există așa ceva în lumea asta. Deci mă duc în Franța și sunt invitată la un ce? Clubul poeților. Azi, să vezi aici poezie. La ora 10, după ce lumea a servit masa într-un loc destul de făcut, destul de modest, ca o tavernă. Era exact ambientul de tavernă. La ora 10 s-au stins luminile, s-au pus lumânări. Și s-a început, veneau în fața barului oameni care recitau.
oameni de la 80 de ani până la 20 și ceva de ani. Și sunt poeți, întreb prietenul. Zice, nu, sunt oameni care recită din poezie. Deci oameni simpli, nu cred că... Oameni iubitori de poezie, dar citeau, recitau, pe din afară, nimeni n-avea nicio hârtie în față și recitau poezii de ale unor poeți cunoscuți. Pe spatele, în spatele meu era o policioară cu cărți, ia o carte, era despre François Villon, unul din poeții Marei Franței. Era scrisă de o româncă, dacă nu mă înșel, Ionela Manolescu. S-ar putea să mă înșel. Am rămas uimită. Sunt românci elevii care au avut succes în Franța. Deci, atâta spun și am zis, wow, în lumea anului 2019, într-o tavernă din Paris, dintr-un cartier foarte select, lângă Domnul Invaliților, dacă nu mă înșel, o tavernă, Clubul Poeților, unde se recită și era o pasiune acolo. A zis, Doamne, încă s-a mai există. În recit... Nu, în franceză. Scrisă de acea româncă. Nu, am spus doar că era în spatele era meu, era o scriere despre poezie a unui românce. Vreau să spun că acolo era o lume care mi s-a părut că nu făcea parte din lumea asta, că vorbeam de cultură. Da. Era o expresie de frumos, că m-a întrebat ce putem face. Acolo era o expresie de frumos, al frumosului absolut. Oameni care din dragoste, de artă. Oricum lumea aia se detașează. Lumea aia vrea, nu vrea, se detașează de lumea reală. Deci ceea ce am făcut noi aseară a fost un exercițiu de acest fel. Ne-am detașat. Ai venit aici, am venit aici. Și într-un loc... Nu mare, da, pentru că nu vorbim de sala Palatului, nu vorbim de stadion unde încap 50.000 de oameni, ci într-un loc ca ăsta, noi ne-am permis să fim autentici cu ceea ce simțim noi. Părerea mea că și la sala Palatului ai fi făcut un show frumos. Și la sala Palatului ce s-a făcut anul ăsta? Au fost două evenimente mari pe zona de folk, și anume Cena cu Flacăra și Gala Om Bun. Am participat la amândouă și spun că la fel au fost momente în care s-a respirat frumusețe. Cultură. Și da. Și cultură. Avem nevoie de cultură și eu mereu am recunoscut celor din jurul meu. Nu sunt un bun cunoscător al artei culturale în un fel sau altul. Nu am citit prea multe cărți, nu am studiat. Nimeni n-a făcut asta. Sunt foarte jos pe nivelul astea. Însă îmi doresc. Aș vrea inclusiv eu să pot să mă îmbogățesc mai mult cultural vorbind, copiilor mei să le pot oferi ceva din cultură, din, nu știu, artă, dacă mai cuvântul ăsta a cam dispărut. Eu cred că totuși n-a dispărut. Văd din ce în ce mai mulți copii care sunt, deci părinți își duc și au apărut acele after school. Da? Da. Am zis un cuvânt care nu-mi place. Să spunem cluburi care fac școala după școală. Acolo se fac tot felul de cursuri. Copiii sunt îndreptați către teatru, către multe lucruri. Chiar sunt, se fac. Într-o măsură prea mică, totuși. E adevărat că școlile din rural au de pierdut. Aici așa este. Rural. Și să știi că n-am o soluție mare. Tare mi-ar plăcea, uite, mă și închid, tare mi-ar plăcea să existe așa o înclinație și să se găsească bani ca oameni ca noi, oameni și care sunt, să știi, dispuși să facem caravane de cultură. Da. De exemplu, tu ai fi dispus să mergi să cânti, nu știu, într-o comună din... Și încă că numai eu, sunt foarte mulți și am făcut, anul ăsta a fost ceva de genul ăsta. A fost un festival la Ivăniș, în Alba Iulia, făcut de Stelian Maria. În rural? În rural. Cum a fost? Cum? Senzațional! Da? Deci totuși copii și spun, fraților, avem copii de o bogăție și de o inteligență și de o frumusețe și de o sfințenie interioară în fața cărora mă înclin. De fapt, aici mă înclin. Marele dușman pe care eu cred că cu care trebuie să luptăm, este industria. Corect. Industria, deci, aceasta. O acoperă.
industria asta vine ca un tăvăluc peste bucățele astea de e de neconceput că să vezi când oamenii cu bani și vorbesc și în muzică și nu numai în muzică se folosesc de niște oportunități complet pentru a câștiga rapid. Croptești și nu găsesc cuvântul pentru a câștiga rapid din chiar pe urmării unor copii nevinovați. A, dar ei nu își pun, nu au niște reguli. Și asta tocmai pentru că am copiat ce este mai rău din alte culturi și că nu avem încredere, tot pentru bani. Și am inventat și ceva în plus. După ce am luat ce am... Da, pentru că românii creativi asta. Noi am mai creat rău ăsta, noi l-am și am știut să-l și amplificăm. Uite, iarăși, am să mă opresc să ne asumăm mai multe rele decât să ne plângem, exact. Tot ce avem de făcut este... Vrei să citești o carte? Citește-o. Vrei să cânti un cântec? Fă-l. Vrei să spui un copil ceva? Fă-o. Fă ce dorești pentru că vei fi fericit, da? Este atât de simplu. Da, să faci ceea ce simți tu. Ei, așa am, eu, prietenii mă știu că eu mereu am spus și am fost un fel de rebel cu familia, cu tot ce înseamnă. Deci eu am vrut să fac ce am simțit. Deși familia, la un moment dat, păi nu, că nu așa, așa, nu, nu, eu vreau să fac, păi nu că e rău, rău dacă este, eu vreau să simt că eu am vrut să fac asta și nu voi regreta decât să te ascult pe tine, să, nu știu, să mă îndrum într-o direcție, eu să nu simt că e direcția bună și s-ar putea să regret mai mult decât să nu fie bine, dar să fie ales eu, să aleg eu, nu? Da. Tocmai am văzut scris undeva că uneori este mai important să alegi decât să-ți dorești. Da. Da. Mie îmi pare bine că te-am cunoscut, deși nu suna cine știe ce wow când am văzut anunțul promo cu tine la Villa Borghese aici. Recunosc și nu fac plătit cumva. Recunosc că m-ai fascinat cu spectacolul de aseară. Chiar voi mai veni aici la Villa Borghese în seara asta. Trebuie să vorbim cu Talal, înseamnă că promovarea trebuie făcută. Da. Da, nu, nimeni nu e interesat să promoveze. De exemplu, eu am avut norocul să-l cunosc pe Talal, care el mi-a spus, dar în presa Băcăoană, în mass media Băcăoană, eu n-am văzut. Exact, lucruri pe care le-am spus. E păcat. Este un curent acum de, aș spune, nici măcar de underground, dar este un curent care se adresează... Deci și mass media e de bine. Clar. Și nu și mai mass media. Hai să ne spunem în primul rând, dar în mare parte, asta este corect. Cuvântul, în mare parte, mass media care poate face ceva, nu va face. De ce? Ei, noi, ca mass media, TV-ul Bambacov, vom încerca să facem altceva, altfel decât ce am făcut până acum. Vom încerca să promovăm și astfel de evenimente, o astfel de pentru cultură. Că, spuneam, pentru că suntem într-o societate de consumism și, în general, oamenii învață acum pentru că le trebuie la ceva. Știi, oamenii, dacă nu găsesc, practic, la ce-mi trebuie, aș spune la ce bun. Și am să-ți dau și răspunsul. La bunul tău. Corect. La bunul tău. De-aia trebuie să faci. Trebuie să fim conștienți că ne ajută. Și uneori și inconștient. Rămâi inconștient dacă este, dar primește, știi? De ce te duci să faci un lucru? Pentru că îți place sau nu îți place. Nu sta în locurile unde nu-ți place și îmbrățișează locurile unde simți bine. Și trebuie doar să fii atent la tine și să spui, mă, îmi place? Da, mesaje frumoase din partea Danei, nu doar prin muzică, cum a făcut-o aseară, și vorbind pur și simplu la o cafea. Mie mi-a părut bine că te-am cunoscut, chiar m-a mai îmbogățit pe parcursul acestei meserii, în ghilimele, pe care o fac cu Urban Bacău TV, m-a mai îmbogățit cu discuția din seara asta. Îți mulțumesc și îți doresc, nu știu, sănătate, cred că restul în bine, și în primul sănătate, să fii sănătoasă și să ne cânți aici și la 70 așa de ani. Așa, să ne ajute Dumnezeu. Și la 80. Să vedem și să facem un centenar, da. Vă spunem o seară frumoasă în continuare și vă salutăm eu și Dana Florian.